Încearcă, ăsta e ăla de la volan, ăsta a murit pe loc când a venit băiatul ăla, a zis gata, e mort ăsta. Sunt imagini groaznice surprinse la câteva minute de la producerea tragediei. Când au ajuns salvatorii la fața locului, șoferul și pasagerul din fața sa erau prinși în fiarele contorsionate. Pompierii de la descarcerare au reușit să-i scoată dintre fiarele care îi țineau captivi. Medicii sosiți și ei la fața locului au transformat șoseaua într-un spital mobil și au început manevrele de resuscitare pentru șoferul de 21 de ani. Poate să-și devină, mă. Poate să... Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de medici, tânărul nu a mai putut fi salvat. Pasagerul din dreapta a fost resuscitat și el și dus la spital. Din nefericire, aici a decedat. Tot la spital a ajuns și al treilea pasager, un băiat de 14 ani cu mai multe fracturi. Din fericire, medicii spun că rănile suferite nu-i pun viața în pericol. În ce stare e pacientul? E stabil. Au fost găsite 3 victime încarcerate. După descarcerea acestora, s-a trecut la acordarea primului ajutor, manevre de resuscitare până sosirea echipajului de ambulanță. Înțeles, toate cele trei victime erau încarcerate. Toate cele trei victime au fost găsite încarcerate. Martorii le-au spus polițiștilor că tragedia s-ar fi petrecut din cauza unui alt șofer care ar fi ieșit din benzinăria din zonă și ar fi tăiat calea mașinii care a intrat în stâlp. Neacordare, a ieșit în față. O mașină a crușat. S-a auzit multe că a ieșit din peco cineva și era un depășire și l-a acostat și l-a aruncat în stâlp. Care oricum destul de rău că văd că a rupt stâlpul. Dacă sunt doi morți și nu mai face cu cineva. Două persoane sunt decedate. Polițiștii au vizionat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă și au stabilit că informația nu se confirmă. Totul s-ar fi întâmplat după ce tânărul șofer ar fi pierdut controlul mașinii din cauza vitezei excesive. În cauza a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.